Mulțumesc Academiei de Științe pentru oferirea posibilității de a-mi expune unele reflecții asupra problemei anunțate, educația între paideia și job, problema omului. Mă adresez cu această prelegere publică publicului larg și aceasta dintr-un considerent foarte important, unul esențial. Educația nu este doar problema specialiștilor, a școlii sau a Ministerului Educației. Educația este problema întregii societăți, chiar sub aspectul existențial al ei. Educația este problema întregii societăți, chiar sub aspectul existențial și fac această afirmație tare, deoarece vreau să dau prin aceasta tonul prelegerii în cauză, adică să indic direcția încotro vă invit să mergem. Vom vedea în continuare care sunt argumentele pentru această afirmație, care poate să pară la prima vedere pretențioasă, dacă nu chiar lozincardă sau patetică. Am luat în calitate de motto la discursul meu cunoscuta frază a unuia din cei mai mari gânditori din istorie, cel puțin din istoria modernă, a filosofului Immanuel Kant: omul nu poate deveni om decât prin educație. Am putea să-l parafrazăm aici pe Kant zicând: o societate nu poate deveni societate umană decât doar prin educație. De fapt, convingerea lui Kant au împărtășit-o și alți înțelepți din alte timpuri. De exemplu, gânditorul iluminist Erasmus din Rotterdam, secolul 15-16, care a scris și o lucrare cu un titlu ademenitor, Laudă prostiei. Erasmus a zis: omul nu se naște om, ci devine om. Deci, onorat auditoriu, educația și omul, omul și educația sunt categorii gemene. Dar mai întâi aș vrea să explic de ce și cum a apărut această prelegere. Ideea era de a ajusta un discurs despre educație la data de început a anului școlar, 1 septembrie, ori atunci ea se potrivește în mod firesc. Și aceasta din următoarea judecată. Pe 31 august este ziua limbii noastre, limbii române, și de mai mulți ani cu această ocazie, aceste frumoase sărbători naționale, în sala Azurie, aici a Academiei de Științe, se ține un discurs de către o personalitate sau alta a culturii noastre și de aici și de dincolo de Prut, din domeniul limbii, al literaturii. Deci 31 august, ziua limbii române, mare eveniment național. Atunci mi-am zis: dar data din 1 septembrie, care e alături de 31 august în calendar, nu este oare la fel importantă ca eveniment național, când întreaga societate, de la mic la mare, se află într-o mișcare generală? Toți merg spre școală. Copii, părinți, bunici. Aceste două date stau alături formal în calendar, dar ele trebuie să stea alături după conținut în mintea noastră, să facă corp comun sub aspect spiritual. Căci dacă nu va exista 1 septembrie, sărbătoarea școlii, unde se învață limba, nu va fi nici 31 august, sărbătoarea limbii, căci cei agramați în limbă nu vor sărbători o sărbătoare care nu le spune nimic. Așadar, 1 septembrie, toate drumurile în sate, trotuarele și străzile în oraș, tot transportul, toate curțile din instituțiile de învățământ sunt pline de lume. Nici la cea mai mare adunare națională nu se află probabil atâta popor într-un singur eveniment, ca în ziua de 1 septembrie. Dar de ce oare? Nu de aceea că acest eveniment este de o nespus de mare importanță și valoare pentru viața societății? Chiar dacă nu conștientizăm întotdeauna clar acest lucru. Începutul unui nou an școlar este reluarea de fiecare dată, de la o nouă treaptă, sperăm mai înaltă, înaintarea noastră pe calea vieții de mâine, pe calea dezvoltării, a edificării spiritului nostru și urcarea la un alt nivel al vieții noastre. Orice este școala, este învățarea vieții. Mai mult ca atât, ea este sau trebuie să fie învățarea viețuirii, adică a artei de a trăi. Și dacă școala nu face acest lucru, ea nu este o adevărată școală.
Ori aici, la școală, încolțește sămânța vieții unei societăți umane, care urmează apoi să crească și să devină un multiramificat și rodnic pom pe care se desfășoară pe liniile sale toate activitățile vieții sociale. Iar sămânța acestui pom este școala. Și dacă școala are condițiile prielnice, adică solul fertil, pentru a funcționa, a se dezvolta, a urca spre lumină, vom avea un frumos pom ca societate, cu o frumos înflorită și bogată coroană. Dar dacă se întâmplă că sămânța nu are condiții necesare ca să se transforme în rădăcini sănătoase, ce se întâmplă atunci cu coroana unui pom? Ea poate și este înflorită pe suprafață, dar poate fi și amăgitoare. Ce zice Eminescu? Multe flori sunt, dar puține rod în lume o să poarte. Și așa mai departe. Iată de ce am propus să avem o acțiune aici la Academie, pentru a simboliza acest eveniment de importanță națională, începutul unui nou an școlar. Dar domnul președinte al Academiei Ion Tighineanu a zis, de ce să așteptăm până la 1 septembrie? Haideți să ieșim acum cu o prelegere despre educație. Cu toate că s-a încheiat anul școlar, dar educația nu se încheie niciodată, ea nu pleacă nici când în vacanță. Iată deci care este preistoria acestei prelegeri. Și în acest context am zis că acțiunile pe domeniul științelor educației trebuie să capite un caracter permanent aici, în acest templu al științei. Și nu numai aici, în Academie. Căci avem de făcut multe lucruri pe probleme de educație și în alte sfere ale vieții noastre. Ministerul Educației și sistemul de învățământ își fac treburile lor după meserie, dar societatea trebuie să-și facă treburile ei după datorie. Pentru că problema educației, ziceam, este o problemă socială generală. Iar aici avem lacune. Care sunt? De exemplu, avem un mare deficit, dacă nu chiar o lipsă de reflectare a educației în spațiul informațional, în mass media de toate tipurile. Nu întâlnim emisiuni dedicate educației pe canalele TV sau la posturile de radio, poate cu anumite excepții. Să zicem cicluri de emisiuni, rubrici permanente și așa mai departe. Avem emisiuni specializate în alte diferite domenii, criminalistică, economie, nu mai zic de politică. În fond, suntem actualmente o societate politică cu un puternic sindrom de frică existențială și nu o societate culturală, spirituală, armonică. Are educația oare ceva cu aceasta? Întrebarea nu este retorică. Nu avem jurnaliști în educație. Avem jurnaliști în sport, în economie, în jurisprudență, nu mai zic iarăși de domeniul politicii și slavă Domnului, dar în educație. Nu întâlnim știri zilnice în mass media despre ce se întâmplă în domeniul educațional. Așa cum avem știri zilnice, sportive, economice, senzații de diferită natură. Avem emisiuni de genul Vorbește Moldova, de exemplu. Cu tot respectul, dar despre ce vorbește Moldova în astfel de emisiuni? Și oare Moldova doar acele vorbi le are de spus pe care le vorbește în acele emisiuni? Alte vorbi nu are Moldova. Am întrebat pentru această prelegere de astăzi, un jurnalist l-am invitat de la un canal privat ca să promovăm domeniul. M-a întrebat, dar va fi spectaculos? O să am ce arăta la ecran? Am răspuns, senzații nu sunt planificate, dar mai știi ce poate să apară. Onorat public, nu doar școala este școală. Nu doar școala educă. Întreaga societate este o mare școală. Televizorul educă, radioul educă, mass media de toate tipurile educă. Ceea ce vedem în stradă educă, ceea ce vedem în parlament educă și așa mai departe. E altceva ce educă. Să nu uităm că elevul, ieșind din școală, după lecții sau din grădiniță, intră direct într-o altă mare școală, care este mai puternică decât școala propriu-zisă. Știți ce zicea Ionel în bancul respectiv? Ehei, cât aș învăța eu dacă n-aș merge la școală? Avem nevoie de o culturalizare pedagogică generală a societății, prin diverse mijloace și posibilități, a părinților, a bunicilor, a surorilor și fraților mai mari, căci ei tot educă pe cei mai mici ai lor. Iar aici e o mare lipsă și o mare neunire și neînțelegere. Dacă adresăm o întrebare oricărei persoane întâlnite în stradă despre educație, oare ce ar răspunde?
Eu cunosc cu aproximație răspunsul. Îl cunoașteți și dumneavoastră. Ori în societate de discutat se discută mult despre aceasta, dar se discută nu întotdeauna în termeni elogioși sau competenți. Discuțiile se duc de regulă în stradă, în piață, la bucătărie, dar de ce să nu inițiem un ciclu de discuții deschise sau chiar sfaturi, poate, la nivel național, la televizor, de exemplu, cu adresări respective, adresări familiare, ca în familie. Într-o zi să zicem, stimați părinți, iată ce avem de rezolvat în educație, iată care sunt problemele, așteptările, succesele, iată ce trebuie să facem împreună. Altădată, stimați colegi, dragi profesori și profesoare, și așa mai departe. Altădată, dragi elevi, copii, vreau să vorbesc ceva cu voi, și așa mai departe. Educația este comunicare. Comunicare vie, ochi în ochi, este explicare, este adresare, este dialog. Astăzi se vorbește chiar de o criză a educației, cu toate eforturile pe care le fac ce întreg sistemul educațional. Și aici iarăși avem o incoerență. Sistemul nu stă degeaba, el e în plină muncă. Mii de cadre didactice, manageri, muncesc din noapte în noapte, este adevărat, în spiritul și după cerințele timpului. Iar cerințele timpului sunt cele care sunt, vom vedea mai încolo. În discuțiile în societate despre educație, fiecare vorbește în felul său. Părinții în felul lor, cadrele didactice, educatori în felul lor, manageri în felul lor și copii în felul lor. Nu observăm o unitate a gândirii publice cu privire la această activitate socială, acest termen, educația, pierzându-și prin aceasta din greutatea sa, chiar devalorizându-se în mare parte prin această spălare a termenului în toate apele spațiul larg al societății. A lăsa problema la voia întâmplării înseamnă a o lăsa. În acest scop, eu mi-am creat canalul meu pe YouTube, unde am postat până acum circa 90 de materiale pe probleme de educație, cultură, artă, video, inclusiv 25 de prelegeri publice specializate, adică publice adresate tuturor, cu genericul Educația, Paradigma Iubirii sau Arta de a Trăi. O parte din aceste prelegeri le-am publicat în această carte, Educația, Paradigma Iubirii sau Arta de a Trăi. Am aici mai multe cărți pentru dumneavoastră, la sfârșit vă dăruiesc câte o carte, dacă o să doriți. 11, 14 le-am făcut pe urmă. Vă invit pe canal, stimați colegi, pentru discuții. Pentru discuții publice. Inclusiv vă invit să vă abonați pentru a promova domeniul nostru, nu pe mine, ci domeniul, eu n-am niciun câștig din aceasta. Scuzați-mă de lipsă de modestie. Dar să revin la tema prelegerii de azi. Eu vorbesc despre educație. Iar a vorbi astăzi despre educație, când toată lumea este sătulă de acest cuvânt, este foarte greu. Interesul viu, în sens de curiozitate ardentă, adevărată, pentru acest cuvânt, este cam șters. Prelegerea mea ar atrage poate atenția dacă ar purta titlul, de exemplu, despre problema lichidării examenilor de BAC. Cred că aici sala ar fi plină. Sau despre salarizarea cadrelor didactice din învățământ. Dar tema mea este alta. Și trebuie să fac un efort deloc ușor ca să atrag atenția asupra acestui cuvânt, educație, în sensul în care vreau să-l expun eu, așa cum îl înțeleg eu din experiența mea din mulți ani. Astăzi, termenul educație se aplică la orice acțiune, activitate, concept, idei, fapt, structură, etc. Zicem, Ministerul Educației, Codul Educației, Sistem Educațional, Politică Educațională, Strategie Educațională, Acțiuni Educaționale, Instituții Educaționale, Educație de Calitate, Educație digitală, educație pentru tehnologie și progres, educație economică și casnică, educație nutrițională, educație sanitară, educație demografică și așa mai departe. Totul este educație. Au dispărut din vocabular cuvintele instruire, învățământ, învățare, ca termeni pedagogici fundamentali. Îi întâlnim doar în dicționarele de pedagogie. Dar educație și instruire sunt lucruri diferite. Însă știința pedagogică mi-o spune, care se împarte tradițional, după cum știm, în două ramuri fundamentale, teoria educației
și teoria instruirii. Interconectate, da, dar totuși diferite ca substanță, ca finalitate și ca spirit de realizare. Astăzi s-a mai adăugat a treia ramură, teoria curriculumului, fondată pe conceptul competențelor, care de fapt s-a contopit prin ceea ce face cu teoria instruirii, această parte a pedagogiei devenind astfel mai grea și trăgând într-o parte și dezechilibrând procesul de formare a elevului. Învățarea tăbliței mulțirii, învățarea operațiilor matematice, adunarea, scăderea sau cotitul se numește educație și nu instruire. Învățarea normelor gramaticale, a scrisului, a citirilor, a respectării semnelor de punctuație se numește educație și nu instruire. Învățarea calculatorului și mânuirea lui sub toate formele se numește educație digitală și nu instruire digitală. În tradiția noastră, stimați prieteni, educație se numește cei 7 ani de acasă, iar instruire înseamnă a ști carte. Cunoaștem mulți care știu carte, dar care n-au cei 7 ani de acasă. A ști carte fără a avea cei 7 ani de acasă este periculos. Ce se evoluează la finele procesului școlar? Aspectul educativ, devenirea personalității copilului sau aspectul instructiv? La BAC, de exemplu. Ce stipulează oare codul educației, unde stă scris din capul locului? Citat, idealul educațional al școlii din Republica Moldova constă în formarea personalității, etc. Când zicem educație, la orice document din domeniu, la orice activitate și acțiune didactică, nu cumva ne îmbătăm cu apă rece? Cunoaștem dictonul respectiv. Oricât de mult ai zice halva, în gură dulce nu se face. Prin aceasta, termenul educație a devenit, ziceam, unul șters, a devenit comun, a devenit un cuvânt de piață. Iar prin aceasta și-a pierdut semnificația lui supremă. Astăzi are loc această substituire de termeni încât totul se amestecă, încât se pierde adevărul. Eu înțeleg că termenul educație se aplică peste tot la noi din necesitatea de a internaționaliza învățământul, de a-l aduce la standardele mondiale, ceea ce este corect, desigur, reluând noțiunea engleză de education. Dar aceasta nu rezolvă problema despre care vorbesc. Substituirea formală a termenilor duce la formalizare, la ficțiune. Se știe că numele unui fenomen determină esența fenomenului. Și atunci când fenomenul își ia un nume străin, ajunge la falsuri și în consecință dispare. Despre importanța definitorii a termenilor în cunoaștere pentru obținerea adevărului, a vorbit încă Descartes, după cum se știe, în celebrul său discurs despre metodă. Instruirea se face în laborator, dar în laborator se face și bomba atomică. Iar educația se face în templu. În templu se fac oameni. Este astăzi școala un templu oare, ca spirit al activităților unde se formează eu-ul copilului, ființa lui umană, în altele virtuți? Sau este o fabrică de fabricat persoane incolore, îmbâxite cu competențe care urmează apoi să-și realizeze visul, între ghilimele, să găsească un job? Uitați-vă, iarăși un paradox. A fost nevoie de un slogan special, școală prietenoasă copilului. Ar ieși că s-a ajuns la situație că elevii au început să concepe, să considere școala un inamic? Sau de ce a apărut această expresie? Astfel, împlinirea visului, între ghilimele, sau fericirea vieții absolventului devine nu împlinirea vocației sale, dar găsirea unui job și încă în altă țară. Iar jobul cere competențe, nu calități umane, nu virtuți. Școala și educația. Sunt sinonime sau sunt antonime astăzi? Întrebarea nu este necugetată sau ironică. Cineva îmi spunea, știți care este rezultatul efortului educației, domnule profesor, până la urmă? TikTok-ul. Educația s-a mutat în TikTok. Deasupra ideii prelegerii mele de astăzi, planează ca o umbră neagră o întrebare pe care am indicat-o și în rezumatul prelegerii publicat anterior pe site-ul Academiei. Iată care este astăzi întrebarea fundamentală
cu privire la educație. Omenirea a ajuns pentru prima dată în istoria sa în fața unei posibile apocalipse, a unui posibil război nuclear planetar. Are oare vreo legătură educația, cultura, arta, religia ca factori umani edificatori cu situația creată? De ce strădanile lor multiseculare n-au neutralizat, n-au suprimat apariția la un moment dat al istoriei a unei eventuale autodistrugeri a faimosului Homo sapiens, a omului gânditor, chipurile, a omului cu rațiune, cu judecată? Mai există oare vreo specie biologică care își pregătește cu mâinile sale în mod conștient autodispariția de pe această frumoasă planetă albastră? Se răsfrânge oare această situație unică în istoria omului asupra gândirii despre educație? Iar mai larg, a gândirii despre cultură, despre problema omului în general, căci problema educației, ziceam, este problema omului și, în aceeași măsură, problema omului este problema educației. Ține cont oare educația din noua realitate în care ne-am pomenit astăzi? De fapt, aceasta este o nouă lume, nu doar o realitate trecătoare. Lumea fake-urilor, a totalii minciuni, inclusiv la nivel de conducători de state și de politici ale unor state. Lumea totalii manipulări. Lumea așa numitei noua etică, care răstoarnă toate normele etice și morale tradiționale. Epoca post-adevărului, așa se numește cica astăzi, când adevărul nu mai poți găsi nici chiar la fundul mării. Lumea propagandei negre, care răzbate din toate sursele în țara, care a declanșat un război fratricid atât de groaznic, Cain și Abel. O problemă nespus de gravă, onorat public. Am văzut că propaganda șterge în câteva luni, în doi timp și trei mișcări, cum să zice, tot efectul educației de ani și ani de zi. Din familie, grădiniță, școală, din viața culturală, artă, literatură, biserică, muzeu, teatru, bibliotecă, unde a mers copilul citind cărți înțelepte și poezii spuse frumos, inclusiv despre pace, pentru care a fost lăudat și a primit note înalte, care a adus cu sfială flori învățătoarei, care a îmbrățișat-o pe mama zicând, mamă, te iubesc, ca acest copil care a trecut prin toată această educație, devenind matur, să pună peste noapte mâna pe armă și să omoare mișelește, să maltrateze cu o deosebită cruzime, să violeze, să arunce în aer grădinițe de copii, copii așa cum a fost el mai alaltă. Care-i marea șmecherie pe care o folosește propaganda, că într-o singură zi face din om neom? Care-i mecanismul propagandei pe care educația nu-l cunoaște, ca să-l aplice în activitatea sa în sens pozitiv, desigur, să formeze tot atât de puternic mințile oamenilor cum face propaganda? Oare aceasta nu este o întrebare pentru educație? Vreau să mă refer la un caz recent, de vreo lună sau două în urmă. Apropiindu-mă într-o dimineață de universitate, ascultasem în automobil la radio știrea despre catastrofa de la Cahovca, din Ucraina, despre aruncarea în aer a stației hidroelectrice. Ascultasem și opiniile unor specialiști în problemă despre posibile consecințe la moment, dar și de urmările de mai târziu ale catastrofei, când apa se va retrage și va rămâne solul uscat, dar îmbibat cu substanțe nocive dintre cele mai groaznice ca urmări, vântul împrăștiind praful pe distanțe mari și pe direcții neștiute. Încă nu se știe ce va fi pe mulți ani înainte. Dar aceasta poate să nu fie ultimul caz de acest gen, care se mai poate întâmpla după cum ne dăm seama. Și nu undeva la polul nord sau la polul sud, dar aici peste deal, cum s-ar zice. Prieteni, eu nu sunt alarmist. Pur și simplu constat o realitate care are legătură cu problema pe care o discutăm. Revin la cazul despre care vorbeam. Am ajuns la universitate și mergeam prin curte spre blocul de studii. În urma mea mergeau doi studenți care discutau între ei. Unul îl întreabă pe celălalt, și cum ai rezolvat? Colegul răspunde, știi, mă încurcasem, dar m-am gândit puțin și pur și simplu am pus două diagonale alături și mi-a ieșit problema. Studenții erau de la fizică, probabil. Eu mă aflam la moment sub impresia știrii despre tragedie de la Cahovca, urgia ei.
Și acest dialog al studenților parcă m-a aruncat pe o altă planetă, într-o altă lume care nu are nimic în comun cu stirea de la Cahovca. În mintea mea s-a produs un cutremur provocat de acest contrast. Omenirea poate să dispară, aflându-se în fața unei posibile apocalipse, situația fiind dublată de permanenta informații pe care o auzim în toată ziua despre o posibilă bombă atomică. Iar undeva, problema numărul unu este aranjarea a două diagonale alături. În mintea mea s-au așezat pe două planuri două tipuri de categorii cu care gândește omul. La un capăt, catastrofă de natură biblică, la un alt capăt, problema cu pur și simplu două diagonale puse alături. Stimați colegi, eu nu vorbesc de inutilitatea celor două diagonale sau despre altceva de genul acesta. Sunt sigur că mă înțelegeți corect. Eu vorbesc de două tipuri de categorii ale gândirii. Și atunci mi-am zis că învățământul, educația și tot ce se face pe această direcție trebuie să-și revadă categoriile, finalitățile și conținuturile cu care operează și pe care le implementează în gândirea copiilor, a tinerilor, în conformitate cu starea existențială la moment, cu situația actuală a civilizației noastre. Căci putem rezolva foarte bine în laboratoare multe probleme, dar în fond să ne pomenim afară în fața catastrofii globale. Desigur, am putea ascunde capul în nisip, dar până când? Din cele spuse de curcă acele teze, idei, probleme pe care am vrut să le formulez în prelegerea de astăzi. Este o prelegere propedeutică, o prelegere de inițiere a gândirii pe această direcție. Căci deseori se face impresia că ne facem că nu înțelegem, lăsând apa să curgă la vale. Ne facem că nu înțelegem sau chiar nu înțelegem. Reamintesc acele câteva teze din rezumatul acestei prelegeri pe care le-am formulat sub formă de întrebări asupra cărora ar trebui, cred, să reflectăm. Cum a pornit educația la nașterea ei în mintea marilor cugetători antici și unde a ajuns ea astăzi? Care au fost funcțiile fundamentale atribuite acțiunii educaționale la origine, la zămislirea ei ca scânteie a gândirii omului? Căci educația a fost o scânteie care a gândit, a apărut în mintea omului parcursul evoluției sale. Conceptul antic, de exemplu, paideia, ceea ce eu numesc educație pe verticală, cultivarea virtuților. De la paideia a provenit cuvântul pedagogie, știința și arta cultivării ființei copilului și cuvântul paidagogos. Paidagogos însemnând la figurat, a lua copilul de mână, a te uita în ochii lui și a-l duce în lumea tainelor, a tainelor lumii și neapărat a tainelor sufletului său. Anticul dicton, cunoaște-te pe tine însuți, rămâne a fi suprema și veșnica chemare a ceea ce se numește educația omului. Dar care sunt exigențele față de învățământul contemporan? Problema jobului, educația pe orizontală, formarea competențelor. În special la calculator și cât mai mult prin teste. Nu știu dacă mâna calculatorului și a testelor pe care o întinde elevilor este la fel de caldă ca și mâna paidagogului. Teste, învățare pro-teste, adică prin teste, care duce la proteste. Nu proteste în stradă, dar în sufletul copiilor. Și atunci ne trezim că avem nevoie de a face școala prietenoasă copilului. O altă întrebare. Care este astăzi raportul dintre școală ca instituții cu atribuții funcționale oficiale de stat și, pe de altă parte, formarea ființii elevului ca persoană umană, individuală, irepetabilă, născută pentru a-și realiza vocația, chemarea vieții? Eu încerc de mai mult timp să înțeleg ce înseamnă educație de calitate, dar nu reușesc. Înțeleg ce înseamnă instruire de calitate, ce înseamnă învățare de calitate, ce înseamnă a însuși calitativ, adică bine, traine, cu aplicații practice și așa mai departe, o materie de studiu. De fapt, aceasta își fac în realitate evaluările de tot felul. Se evaluează aspectul instructiv, dar nu educativ. Dar scriem educativ. A zice educație de calitate e ca și cum ai zice iubire de calitate, credință de calitate, rugăciune la biserică de calitate, sau formarea la copil a competenței de a o săruta calitativ pe bunica.
Exact. Educația nu poate fi măsurată în valori statistice, pentru că educația este stare a minții. Permiteți-mi, vă rog, să repet. Educația este stare a minții, dar nu cifre și hârtii. Acolo, în minte, nu te bagi cu hârtii. Trebuie să recunoaștem și să spunem răspicat. Spiritul învățământului de astăzi este unul vădit utilitarist, practicist, tehnicist, pentru viața curentă, de sub picioare, și nu unul spiritual umanist, adică uman în sensul înalt al cuvântului. Eu numesc aceste două planuri ale educației, educație de sus și educație de jos. Prima din ele formează euul de sus, cealaltă euul de jos. Prima din ele este pentru viața de sus și pentru lumea de sus, cealaltă este pentru lumea de jos și pentru viața de jos. Stimat public, cineva va zice că așa este timpul, așa sunt cerințele lumii de astăzi, cu tehnologii, cu competențe, cu măsurări cât mai minuțioase și instrumentate sofisticate asupra învățării. Și roata nu poți întoarce înapoi. Sunt de acord, pe deplin. Roata nu putem întoarce înapoi. Dar ea se mișcă bine înainte, fără noi. Numai că această roată se numește astăzi tăvălug, care nivelează sufletul copiilor. Și atunci ne punem mâinile în cap și întrebăm de unde se iau astfel de fenomene noi în învățământ ca bullying-ul școlar, de exemplu, violența, agresivitatea, abuzul fizic și psihic, hărțuiala și ce să facem cu el. Iar statisticile cresc aici de la an, an la an, așa spun cercetările. Eu am scris cu vreo 5 ani în urmă un articol cu acest titlu, Tăvălugul, într-o publicație periodică republicană de specialitate. N-a urmat nicio reacție la acest articol de la nimeni. Adică totul e bine. Și m-am bucurat. Slavă Domnului! Stimat auditoriu, nu putem cuprinde necuprinsul, iar educația este un univers infinit. Trebuie să închei, conform timpului rezervat prelegerii, misiunea mea de astăzi fiind de a formula unele probleme esențiale și a provoca reflexia pentru a ne forma alte categorii ale gândirii, cum ziceam, cu privire la educație și la viața noastră. Timpul ne cere. Nu mi-am propus să vin astăzi cu soluții, ci cu întrebări de esență. Căci pentru a identifica soluțiile adecvate, este nevoie de a stârni gândirea asupra educației din perspectiva construirii vieții noastre, sub aspectul ei uman, în sensul adevărat al acestui cuvânt, nu numai social-economic, și el e important, desigur. Ori supermarketurile sunt super încărcate, iar sufletul omului de astăzi devine tot mai gol și încălcit, rătăcit într-o lume incertă și turbulentă. Eu cred că noi avem minți luminate, care pot gândi profund, care pot privi la rădăcinile acestui domeniu în ochi, acestui domeniu de importanță existențială pentru o societate umană, educația. Eu aș zice că trebuie să ne trezim și la acest capitol, aindu-mă chemării din poezia Limba noastră a lui Alexei Mateievici, care este imnul nostru. Ne-ar trebui și în educație o poezie imn care să-i exprime esența. Eu aș alege următoarea strofă din poezia lui Eminescu, a lui Mateievici. În loc de limba noastră, e aleasă să ridice slavă în ceruri, să rostim totodată. Educația e aleasă să ridice slavă în ceruri, să ne spună în hram și acasă veșnicele adevăruri. După cum a fost nevoie în pandemie de o culturalizare generală pandemică pentru supraviețuire, așa este nevoie astăzi de o culturalizare generală paideică, la fel pentru supraviețuire. Poate am fost prea categoric, dar ca să tratezi o problemă, trebuie să stabilești mai întâi foarte corect diagnosticul. Și acum, la sfârșitul lecției, după cum se cuvine la școală, vin cu o temă pentru acasă. Iar iese din ideea prelegerii și o expun sub forma unei întrebări la care propun să medităm plecând de la această întâlnire. Iată tema pentru acasă. De unde se iau needucații dacă toți trec prin educație? Vă mulțumesc!